Românii nu se uită la bani când vine vorba de mâncare și băutură. Potrivit datelor publicate de Eurostat, românii cheltuie cel mai mult din Uniunea Europeană pentru hrană. Cel mai ridicat procent din cheltuielile totale de consum alocat pentru alimente și băuturi s-a ridicat anul trecut în România cu 27,8%, urmată de Lituania cu 20,9% și Estonia cu 19,6%. Concret, în România, peste 770 de lei pe lună se duc doar pe hrană. Cele mai consumate alimente sunt legate legumele, carnea, laptele și ouăle. Aceasta este a treia cea mai importantă categorie de cheltuieli după locuințe și aprovizionarea cu apă, electricitate, gaz și transport. România alocă mai mult de jumătate din banii pe care îi iau pe mâncare și locuință, ceea ce implică reducerea altor categorii de consum. Astfel, românii cheltuie cel mai puțin pentru educație, pentru recreere și cultură, dar și pe serviciile de turism. În țările cu un nivel de trai mai ridicat, mâncarea înseamnă sub 10% din consum. Astfel, Marea Britanie a înregistrat cel mai scăzut procent, adică 7,8%, urmată de Irlanda cu 8,7%, Luxemburg cu 9,1% și Austria cu 9,7%. Gospodăriile din Uniunea Europeană au alocat anul trecut peste 12% din cheltuielile lor totale de consum pe mâncare și băutură.